tuturor, vă mulțumesc pentru că participați la al patrulea webinar pe care Centrul de Idee IFR și E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara îl oferă cadrelor didactice din Universitatea Politehnică legat de transferul cursurilor din modul de lucru in campus, deci în față-înfață, în mediul online. Pentru început am să vă rog să îmi permiteți să vă arăt câteva informații sau să vă dau câteva informații, să zicem, mai administrative. În acest moment, așa cum chiar înainte de a începe sesiunea a fost menționat, Zoom a permis din nou achiziționarea unor licențe pro care costă 15 sau 20 de euro, ceva de genul acesta pe lună. Dacă doriți să puteți să vă gestionați independent fiecare dintre dumneavoastră partea de lucru în regim de videoconferință și doriți să folosiți Zoom, revin, noi am oferit această posibilitate pentru, avem 30 de licențe cumpărate de Politehnică și 5 de webinarii care suportă până la 500 de participanți odată. Dar pentru aceasta trebuie să ne comunicați nouă și noi să vă creăm link-uri cel puțin deocamdată. Probabil de săptămâna viitoare va exista un alt mod de lucru pe facultăți, pe un orar bine definit, care să vă permită să faceți sesiunile de videoconferință. Deocamdată să merge pe orarul existent până săptămâna trecută, deci orarul fizic care era programarea realizată pentru fiecare curs și fiecare laborator. Dacă vă cumpărați aceste licențe personal, puteți să o faceți, sfatul meu este să o faceți în grup, fiindcă nu cred că cineva va folosi o licență continuu. Sunteți prieteni, sunteți colegi, predați aceleași discipline sau grup de discipline la o specializare, este mult mai simplu să o gestionați împreună, nu poate numai financiar, dar și de a o gestiona și de a o lucra. Puneți o parolă generalizată și puteți să adăugați mai mulți ca host, deci mai multă lume care să participe la sesiunile, la programarea întâlnirilor, deci puteți să o faceți și să o gestionați. Sunt tutoriale, cum am spus de fiecare dată, realizate de către noi legat de aceasta, atât în cursul de tutoriale pentru profesori, cât și pe site-ul celului. O altă veste bună pe care pot să vă dau este că în acest moment, poate cu vreo 10-15% dintre studenți, toți studenții sunt înrolați în campusul virtual, inclusiv cei de la master. Dacă ei nu își pot accesa cursurile sau ceva, este poate fiindcă multe dintre adresele de e-mail pe care ei le-au furnizat nu sunt valide. Deci vin înapoi cu eroare că nu au fost accesate, fie că sunt adrese de studentul.pt.ro, fie că sunt adresele pe care ei le-au dat la admitere. Noi am mers primordial pe adresele care existau în JISC și care sunt adresele pe care studenții le-au furnizat la admitere. Cei studenții care nu pot să, zicem, să intre în campusul virtual și pentru aceasta am să fac acum share screen ca să vă arăt exact ce am realizat în acest moment. Deci studenții care nu reușesc să intre în campusul virtual pot să solicite acest acces printr-o completarea unui formular. Puteți să distribuiți acest link către toată lumea și această parte. Studenții au fost informați prin ligile studențești, etc. Atât și pentru profesorii care nu au conturi sau nu pot să le acceseze sau au probleme, vă rugăm să completați acest formular și în acest mod să ne trimiteți nouă informațiile. Am apreciat mult dacă ați face-o în acest mod, mai ales legat de conturi și nu pe suport, ca să putem să le gestionăm cumva într-un mod centralizat. De asemenea, dacă sunt, să zicem, solicitări pentru modificări de cadre didactice alocate la un curs sau de concatenarea unor cursuri, sau de scoaterea unor cadre didactice din anumite cursuri, vă rugăm atunci să ne trimiteți mail pe suport.cv.pt.ro. Am să vă mai arăt încă câteva facilități care le-am introdus de ieri în cursul de tutoriale pentru profesori, unde sunt toate tutorialele și la care toate cadrele didactice sunt înrolate și au acces. Sesiunea de pregătire de ieri este disponibilă. Din păcate, sesiunea de pregătire de marți, care a fost făcută în regim webinar și nu a fost salvată local de către mine, ci am lăsat-o să salveze în cloud-ul de la Zoom, încă nu a fost procesată, deci încă nu o putem accesa să o facem disponibilă. Am să vă rog să
mai aveți un pic de, de răbdare. Am creat aici o zonă care se numește exemple de bună practică, care este sub formă de blog post, unde voi mai adăuga încă câteva link-uri și câteva prezentări și informații. Și unde deja domnul Dan Lascu va crea și va scris o modalitate prin care puteți să vă vedeți, ca să zicem așa, cu telefonul modul de lucru al mesei, cât să puteți să și scrieți și să puteți să transmiteți acest lucru în timp real dacă aveți de desenat sau de scris ceva în timpul unei videoconferințe. Vă rog frumos să puneți și alții dintre dumneavoastră sub această formă de blog post informații pe care le aveți, exemple de bună practică, modele pe care le-ați realizat, link-uri către, nu știu, unelte online, mai ales dacă sunt de tip open sau free, pe care pot să fie utilizate și de către colegii dumneavoastră în realizarea activității pe această perioadă. Așa cum s-a menționat și la început, suntem probabil pe cursă lungă în acest moment, în acest mod de lucru și din experiență vă zic că cel mai important lucru pe care îl putem face ca să putem să trecem peste această perioadă este să colaborăm, să lucrăm împreună, să ne împărtășim cunoștințele și experiențele și al doilea lucru, să încercăm să fim cât mai pozitivi. Fiindcă mi-au spus unii dintre colegi că nu reușesc să primească mail-ul la timp de link și de informații care le trimitem prin newsforum-ul care este gestionat de către de noi și care conține link-urile și toate informațiile. Vă rugăm să-l citiți înainte de a ne întreba pe noi ceva, așa cum vă rugăm de fiecare dată să accesați tutorialele înainte de a ne întreba. Acest lucru se poate face prin modificarea preferințelor de forum. Vreau să știu, se vede ecranul? Puteți confirma careva dintre băieți, dacă e ok? Da, se vede. Se vede. Ieri s-a văzut mai prost un piculeț, îmi cer scuze pentru aceasta. Mi-am dat seama puțin mai târziu când mi-au atras atenția băieții că făcusem share la tot ecranul, nu doar la ceea ce arătam. Cum faceți acest lucru? Cum ajungeți în această preferință forum și unde automat vă rugăm frumos, mai ales în această perioadă, să mergeți fără rezumat, câte un e-mail pentru fiecare articol de pe forum. Și acest lucru să-l faceți și în cursul dumneavoastră. Fiindcă altfel vă trimite e-mail odată pe zi, seara, noaptea târziu, cu tot conținutul tuturor mesajelor care sunt pe forum și atunci poate că îl primiți prea târziu. Și de asemenea să folosiți că atunci când postați să vă înscrieți la discuțiile din acel forum. Da? Deci asta este o setare generală pentru întreg campusul virtual. La fel dacă veți avea studenți care se vor plânge că nu vor putea să vadă sau că nu primez mail-urile de la ei, din nou, același lucru trebuie să-l arătați și studenților. Au și un tutorial pentru aceasta, un cursul de tutoriale pentru studenți, dar poate dacă dumneavoastră le spuneți, s-ar putea să fie mai simplu, exact cum fac eu acum. Acest lucru se face accesând din unde este imaginea și cu numele dumneavoastră din colțul din dreapta sus, preferințe. Da? Și acestea sunt preferințele generale pentru campusul virtual alocate fiecărui cont. S-ar putea ca dumneavoastră să aveți un pic mai puține decât mine, fiindcă eu sunt un administrator în acest campus virtual. Și aici veți avea message preferences sau preferințe de mesaje. Selectând aceasta, veți putea să vă setați setările de mesaje, care vedeți că sunt mesajele pe care le trimiteți individual la fiecare dintre ei și preferințe forum, care este ceea ce v-am arătat puțin mai înainte. Vreau să văd dacă sunt întrebări legate de această parte deocamdată. Nu? Ok. Vă mulțumesc. Am să încep acum să fac o prezentare care mi-am propus să o fac odată, după am realizat că va fi mai bine să o împărțim în trei bucăți. Prima parte a fost realizată în marți. Din păcate, acel video sperăm să fie disponibil astăzi pentru cei care nu au participat în marți. Marți am arătat care sunt tehnicile și metodele prin care puteți să treceți să vă planificați
întreaga activitate din această perioadă în trecând-o în online. Deci vă rog foarte mult, deci din toată experiența mea, planificarea este succesul, să zicem, acestei activități în zona educațională. Suntem ingineri cu toții, mare parte, pardon, dintre noi, știți prea bine, dacă proiectezi bine, îți și iese bine. Deci încercați să vă gândiți, să alocați timp pentru această planificare, ce vreți să faceți, nu mergeți doar înainte. Am întâlniri cu studenții și fac cu ei online, că vor obosi. Deci nu suntem doar pentru o săptămână în această activitate. Deci și dumneavoastră și ei vor obosi. Dacă nu aveți o planificare, nu știți ce doriți să faceți cu ei, nu vă stabiliți niște scopuri, niște rezultate pe care vreți să le obțineți, vă va fi foarte greu pe termen lung să faceți acest lucru.